La bună revedere, prieteni, la întâlnirea noastră sub genericul Momentul de Poezie. Sunt Armanda Filipine, așa cum bănuiesc că deja știți, și vă prezint creațiile a trei autori. Poezie, evident, că asta ne bucură și, cum am zis, pastile mai mici care se pot priza așa repede și după aceea să trecem la ale noastre. Nu de alta, dar trebuie să fim foarte atenți în această perioadă de pandemie. Așa am început în pandemie. Iată, din nefericire, pandemia nu s-a oprit, dar nu mă opresc nici eu cu întâlnirile noastre, pentru că bucuria de a fi împreună prin intermediul poeziei și al muzicii, așa cum știți, avem coloană sonoră, nu trebuie să fie umbrită de nimic. Coloana sonoră pentru această întâlnire este semnată Wolfgang Amadeus Mozart, dar am mai ascultat concert pentru două piane. Este o înregistrare live, așa că e posibil ca la un moment dat să fim acompaniați și de aplauze. S-a mai întâmplat în momentul nostru. Așa este că nu stau acum să urmăresc când sunt aplauzele. Eu încerc să vă prezint poezia și să ne bucurăm în același timp de o muzică de calitate. Cum spuneam, trei autori. Primul dintre ei este o autoare, Oana Maria Damian, pe care am regăsit-o în revista italiano-română Arte, în care am avut bucuria să fiu și eu prezentată cu poeme, numai că acesta este numărul 8 din 2019. Îl găsiți pe internet, revista condusă de Daniela Marchetti și redactor șef domnul Ionel Bota, o revistă minunată, interesantă, care are și texte în italian, așa că vă puteți exersa cunoștințele dacă vreți să răsfoiți revista și n-ați făcut-o până acum. V-am zis de această dată, autoarea este Oana Maria Damian, născută în octombrie 1982 în județul Bacău, a absolvit literele la Galați și este o poetă foarte interesantă, cel puțin dacă mă uit eu la acest poem care se intitulează Descântec. Ia să vedem dacă reușim să ne alungăm ceva din spiritele rele care plutesc sau care sunt în preajmă, sper să nu fie, dar e bine. Un descântec face bine întotdeauna, nu-i așa? Mai ales că este poetic. Deci, Oana Maria Damian. Îmi chem iubirea înapoi și ea revine, așa cum s-ar întoarce ploaia în cer, dintr-un pământ mustind de apă, ca și când un șaman nebun ar rosti cântecul ploii într-un amalgam ciudat de silabe, aparent fără semnificație. Este necesară această incantație? Mi-ai secat rezervele strategice de iubire. Măcar de ți-ar fi făcut trebuință toată această abundență sau de ți-ar fi fost de vreun folos. Însă granitul e rocă dură. Nu știu eu destul să fiu apă cât poți fi piatră. Se pare că descântecul e mai mult decât necesar dacă se întâmplă asemenea fenomen. E clar vorba de iubire. Iată cum e, să revenim la începutul poeziei. Îmi chem iubirea înapoi. Și ciudat, ea revine, dar revine într-un mod bizar, ați văzut, ca și cum s-ar întoarce ploaia în cer, o poezie foarte interesantă și, iată, o iubire cumva dureroasă, dar ce o fi așa bine, până acum nu-i nimica foarte bine, dar poezia e frumoasă și atunci ne bucurăm de asta. Un alt autor pe care vreau să vi-l prezint, îl știți din proză, francezul Michel Houellebecq, deja nu mai trebuie prezentat, vă reamintesc doar că e născut în 26 februarie 1956 în insula La Réunion. Și am găsit poeme de ale sale traduse în revista de la München Alternanțe, numărul 1 din 2022, pe care am avut bucuria să o primesc pe e-mail de ceva vreme și deja v-am prezentat din ea.
Deci de această dată, autorul nostru, repet, prozatorul, mai cunoscut prozator, Michel Houellebecq, este tradus de Eugen de Popin, cu versuri dintr-un volum de-al său apărut în 1992 în Franța, care ar fi tradus în limba română titlul În căutarea fericirii. Numai că eu am ales un poem ceva mai scurtuț, vă invit când va fi postat numărul 1 pe 2022 pe site-ul revistei de la München Alternanțe, să citiți și alte poeme semnate Michel Houellebecq. Deocamdată eu am selectat poemul Vacanțe și asta nu doar pentru că, repet, era mai scurtuț, ci pentru că există aici o idee care m-a bântuit și pe mine încă din copilărie. Vacanța e un timp în care nu faci ce trebuie, așa simțeam eu, cam așa a simțit și autorul când a scris acest poem. Deci, francezul Michel Houellebecq cu poemul Vacanțe, pe care o să-l regăsiți în revista 1 Alternanțe din 2022 pe site când va fi postat acolo. Un timp mort, un gol alb care se instalează în viață. Raze de soare se rotesc pe pavele. Soarele doarme, după amiază neschimbată. Reflexe metalice se întretaie pe nisip. Într-un aer frământat, umed și aproape nemișcat, se aud insectele femele bâzâind. Am chef să mă sinucid, să intru într-o sectă, am chef să mă mișc, dar asta ar fi inutil. Cel mai târziu, în 5 ore, cerul va fi întunecat. Eu voi aștepta dimineața ca să omor muștele. Întunecimile palpită precum gurile mici. Apoi revine dimineața, seacă și albă, fără speranță. O poezie interesantă și v-am zis, m-am regăsit, bine, nu la modul că vreau să omor muște, să mă sinucid sau să intru într-o sectă, dar m-am regăsit în acest poem și m-a bucurat tare mult, evident că citesc proza lui Michel Houellebecq, dar și poezia sa merită din plin citită. Și, cum știți, la întâlnirea noastră triadă, o autoare, de data aceasta din America, Lena Khalaf Tufaha, care este poetă, eseistă, traducătoare, după cum simțiți în nume, nu prea e așa americancă și se vede în poemul pe care l-am selectat, e doar un fragment, de aceea vă invit să căutați revista de la Câmpina Urmuz, numărul 90 din 2020, în care poemul Viitorul Perfect este tradus de Florin Dochea, prietenul care își coordonează revista asta frumoasă, Urmuz, care e chiar o urmașă minunată a primei reviste Urmuz. Deci, autoarea Lena Khalaf Tufaha cu un fragment doar dintr-un poem intitulat Viitorul Perfect. Și reiese aici ceva și din biografia, cu siguranță, a poetei. Când eram tânăr, Peter Jennings avea o voce ca țigările părinților mei, confortul unei arsuri familiare, parfum de știri nocturne niciodată bune. Am aflat asta în America. Nu a trebuit să cred cuvântul lui Peter despre orice. Tom și Dan și alți oameni pe posturile de știri care nu dormeau niciodată mi-ar spune o versiune a ceea ce se întâmpla. Dar nimeni nu părea să traducă ceea ce spuneau femeile. Țara în care tatăl meu a învățat să gătească pește pe malul râului a devenit Iraq, un loc întunecat, marcat cu lumini verzi pe un ecran TV în sufrageria mea americană. Și deja mi se pune nodul în gât pentru că e o poveste
despre atrocitățile care se întâmplă în lume și despre care aflăm de la știri, și pentru că noi trăim într-o țară unde nu sunt războaie și tot felul de conflicte, avem senzația că e atât de departe că parcă n-ar fi. Iată că adevărul acesta trist apare și în poezii și e bine că apare și așa ne mai scuturăm de zâmbetele noastre pe sub mască, pe sub machiaj, pe sub știu eu ce fulare, dar e bine, repet, și iată să frecventăm, am mai spus, repet, poezia scrisă de oameni din alte spații, pentru că arată altfel, sună altfel și are o altă voce, evident că orice autor are altă voce, dar repet, e bine să fim în contact și la fel de bine este să ascultăm din când în când muzică bună, nu doar Mozart, ci și alți autori consacrați sau mai puțin consacrați, dar neapărat înregistrări din astea cu oameni care știu ce fac. Și aici este, este un concert... un concert undeva într-o sală frumoasă care seamănă cu Ateneul nostru și ne bucurăm și de muzică. Sper că deschideți și voi din când în când aceste canale media unde există muzică bună și vă invit, repet, nu doar să revedeți momentele noastre, nu trebuie să vă uitați la mine, e suficient să ascultați poezia, să vă notați numele de autori care vă plac și... să căutați apoi și singuri aceste reviste minunate în care puteți citi cu vocea dumneavoastră sau în gând poezie care poate fi, repet, și bucurie, dar și medicament în această perioadă nebună, nebună, nebună. De aceea ne vom întâlni în continuare. Vă doresc toate cele bune și, repet, nu ne oprim din momentele noastre.